everybody. Salut, prieteni ai detecției de metale. Azi am venit iar la Spooky House. După ziua de acum două zile când a nins, vedeți și voi. Și azi sunt 2 grade. Da, hai să căutăm ceva. Să vedem ce mai găsim pe aici. După cum vedeți, trebuie să vorbesc în acest aparat foto pe post de reportofon. Și celălaltul filmează. Am adus o nouă sculă. Cu care sper să scot multe comori. Nu, ne mai auzim. Am intrat și în casă. Acum sunt aici în casa lui Moșu, cel cu unguentul. Să vedem ce găsesc și pe aici. Iar v-am arătat destule. Acum hai să vă arăt comori. Ia, să-l auziți și voi. E ceva mare, măricel, nu chiar așa mare. Aici. Da, ia să mă apuc să sap. Haide să vedem ce e aici în casă. Uite, asta aici e nisip mai jos. Ia să vă pun și vă să vedeți. Vedeți? Nisip. Bun. Asta e la fundația casei. Ia, mai vedeți? Nu prea vedeți voi de unde. La copacul ăsta. Deci vedeți. Așa, da. Ați puteți vedea și voi. Cine știe ce. Minune. Ia să vedem, mai e ceva? Am scos sau nu? Încă e acolo. Okay, no.
toate metalele. Vedeți, e acolo. Am zis eu că e acolo. Să vă ascultă. Tot o bucată de țiglă, uitați. Uitați, pământul. Suntem cu iarbă, cred că. Ia să vedem. A, sunt mai aproape. Vedeți? Imediat ajung la ea. Atenție aici. Ce poate să fie? Spuneți și voi. E, ce culoare faină are. Să nu spuneți că e... Să nu spuneți că e aur. Că o iau la fugă. Ia să vedem. Ia uitați. Stai să încerc să pun aparatul cumva proptit. Așa. Ia să vedem. Fiți atenți. Uite acolo. Așa. Ia să vedem cine poate să fie. Fii atent, cred că e trăgaciul de la o pușcă, ia. Fii atent. Voi vedeți acolo? Ia, ia, se întunecă. Ia. Trebuie o sculă de săpat aici. Fiți atent. Trebuie să iau lopata. Cu o mână să țin camera. Să iau lopata. Să nu rup.
așa. Să sprijin aparatul cu lopata. Așa. Ia să vedem ce iese de aici. Fiți atenți, doamne! Fiți atenți ce avea moșul cu unguentul. Ia uite ce avea. Vei, asta da, stai să o scot afară. Din apă. Asta da. Ia să vă arăt întâi groapa. Uitați ce groapă. Și ia uitați ce. Băi, ăsta e aur curat. Fii atent. Nu ce aușesc cum avea așa ceva. Așa, să vedeți și voi clar ce aur avea moșul, fii atent. Uite mă, nici nu m-am gândit că poate să fie o clanță. Asta e clanța de la ușa lui moșul. Fii atent. Fii atent, aur curat. Asta, da. Moșule, moșule, o clanță de aur. Băi, omule, numai Ceaușescu mai folosea la noi așa ceva. Bine, acum au toți bișnițarii în vilele lor, toți mafioții, da. Îți dai seama, moșul cu unguentul și cu alcoolul, să aibă clanță de aur la ușă. Băi, asta da, nici nu m-am gândit. Cred că mi-o pun eu la poartă, să vadă lumea ce buga sunt. Să vadă lumea câte comori găsesc eu cu detectorul. Uite mă că funcționează. O pun la poartă. O pun la poartă, să vadă lumea. Că-s plin de aur. Ia uite. Bă, a meritat detectorul. Detecția de metale te îmbogățește. Fii atent. Fii atent, aur, doamne, aur. Ia uite, da, ca în oglindă se vede. Asta, da, lucrătură, da. Fii atent. Ce făceau dacii ăștia. Ia uite. Da, domne. No, gata, nu mai sap nimic, nu mai cau fug acasă. Fug acasă să nu mă ia dacii ăștia care umblă cu căruțe pe aici și ia lemne. Mă prinde, mă lasă lat pentru bucata asta de aur. No, v-am lăsat. Acum ați văzut cum se îmbogățesc detectorii, știi? Cumpărați-vă și voi detectoare de metale și să vă îmbogățiți, măi, oameni buni. În România oamenii muncitori care sapă. Aia nemuncitori se îmbogățesc doar cu pixul. Vă luați un detector de metale, o lopățică de armată și o poniți, domne, la căuta comori, domne, că sunt comori în țara asta, e plină de comori. Aur curat, domne, aur curat. Da, v-am lăsat, prieteni. Merg cu comoara acasă să nu mă vadă care. Bă, dacă nu-mi vând detectorul, că acum sunt bogat, o să mai caut și o să vă mai pun filmulețe. Dar la bogăția care o am acum, trăiesc toată viața, domnule, din bucata asta de aur. Dar v-am lăsat. Rămâne sănătoși. Distracție plăcută în continuare.